Bună, dragilor, bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi am schimbat locația, după cum vedeți, și sper să nu fie ecou, pentru că vreau să vă arăt rutina mea de îngrijire a tenului seara. Acum, după cum vedeți, am deja make-up pe față și l-am de ceva timp și abia aștept să simt tenul că respiră. Așa că zic să începem să vă arăt cam ce produse folosesc. În mare le știți, dar aș vrea să vă arăt cum folosesc eu. Ca și demachiant îl știți deja pe acesta de la Clinique. O să-l apropii. Nu mai știu eu dacă v-am arătat și cum arată interiorul lui. Ca un săpun, așa aș putea să spun. Este solid, nu curge absolut nimic. Și, dar, mai întâi, ar fi bine să-mi prind părul. Să-mi prind părul pentru că nu aș vrea să îl ud. Și da, mă vedeți în pijamale pentru că n-aș fi putut să vin îmbrăcată, nu știu, cu o cămașă sau cu o bluză și să vă explic rutina mea de demachiere, plus că știți foarte bine că piața este mai bună în pijamale. Am deschis puțin ușa, pentru că mă gândesc eu așa să nu fie prea mare ecou. O să iau camera, să o întorc un pic mai așa, ca să mă vedeți mai bine. Mai întâi, înainte de a începe să ne demachiem, ne spălăm pe mâini. Singurul lucru, dar nu cred că v-am mai zis, nu mă deranjează așa tare, este că trebuie să iei cu mâna. Nu este chiar igienic, dar sunt atentă, mă spăl bine pe mâini. Cam atât am luat, vedem. Mă spăl bine pe mâini, vă ziceam, și eu zic că e ok. Și toată treaba asta se topește destul de bine. Și încep pur și simplu să aplic pe față. Am mai luat foarte puțin pentru că am zis eu, m-am gândit să opresc un pic camera pentru că este a doua oară când încerc să filmez acest clip. Prima dată acum câteva săptămâni, două săptămâni zic, am mai avut această intenție de a filma acest clip, dar mi-a apărut eroarea respectivă și am constatat că mi-a apărut eroarea în momentul în care aveam machiajul deja dat jos. Vedeți, sunt această splendoare, această panda la ochi în momentul de față. V-am mai spus eu că acest demachiant îmi place extraordinar de mult pentru că nu agresez ochiul foarte tare. Acum urmează să mă spăl pe față. Și gata, m-am spălat pe față. Ceea ce îmi place mie să fac și mi se pare cea mai bună idee este să mă șterg cu șervețele din acelea cosmetice, dar nu mai am, așa că am luat un prosop de bucătărie. Și încă o chestie pe care am auzit-o, este bine și dacă aveți timp să lăsați să intre apa, să se usuce de la sine, e un plus de hidratare. Dar cum noi nu prea avem timp și aș vrea să vă arăt acest clip, pur și simplu, deja oricum a început să se usuce. A început să se usuce, zic. O să mă șterg cu acest șervețel. Și pur și simplu tapotez. Vreau să mă spăl cu acesta, cleanserul acesta de la CeraVe. De la CeraVe. Este pentru... Două mii stângeriena. Este pentru ten normal și dry skin și uscat. Pentru că în perioada aceasta, când este mai frig afară, de regulă iarna și toamna, tenul meu
se usucă, dar, mod normal, eu am tenul mixt, mai spre gras. Și îl folosesc pe celălalt, dar acum îl folosesc pe acesta și am un butoiaj din acesta mare și credeți-mă că mă ține, l-am de mult. Dar nu au trecut 12 luni, nu au trecut. Și iau așa câteva pompițe și încep să... Bine, mă normal îmi mut tenul un pic, nu știu de ce, l-am aplicat direct pe tenul uscat. Stați așa. Dar asta e. Nu am ales întâmplător această zi. Am aici cu mine masca aceasta, scrubul. Scrie aici că trebuie să o las să acționeze între 3 și 5 minute. De obicei stau cam 5 minute, de 2-3 ori pe săptămână. Și are această culoare. Dacă ar vrea să pună focus, țineam și mâna strâmbă. Arată cam așa. O aplic cu mâna pentru că nu am aici nicio pensulă. Masca pe față cam 5 minute, nu știu cât se va usca pentru că am aplicat un strat un pic mai grosuț, dar nu peste tot, cel puțin pe firele acestea de păr am aplicat chiar puțin și noi ne auzim în câteva secunde pentru voi, cam în 5 minute pentru mine. Încă au trecut cele 5 minute, poate un pic mai mult de 5 minute. Vreau să îmi iau această mască, scrubul acesta de pe față. Am să vă spun ceva. Dacă vă place să simțiți răcoare așa pe față, fresh, nu știu dacă mentolat ar fi exact cuvântul potrivit, masca aceasta, scrubul acesta, este ceea ce aveți voi nevoie. Și acum, că vedeți că nu s-a uscat chiar tot, da, cred că aici mai mult pe frunte. Mie îmi place să masez așa fruntea, fața, cât se mai poate, pentru că nu le părți s-au uscat deja. Și urmează imediat să mă spăl. Nu-mi place pentru că se ia destul de greu. Ne vedem peste 5.000 de ani când o să reușesc să-mi iau masca de pe față. Observați și voi cât de luminoasă este fața mea acum și pare atât de curată în ciuda faptului că am micile chestii, mici monstruleți, cel mai bine zis. Acum, urmează să folosesc apa aceasta termală de la Aven. Sau mai am de la Revox retinolul, dar am apa aceasta termală și pur și simplu o aplic așa, nu în cantități foarte mari. Și îmi place la nebunie cât produs scoate și cum scoate, este așa fin, 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 fin. Și am aici acidul hialuronic de la Revox. Nu-mi place să-mi aplic pe mâini, iar după aceea să-l aplic pe față, ci îmi place pur și simplu să iau o pompiță și să aplic pe față. Din câte știu eu, acidul hialuronic, înainte de a-l aplica, trebuie să... să-ți umezești fața. Și asta am și făcut. Și încă o chestie.
Am văzut eu pe un pe o aplicație din aceasta de social media că e bine să aplici și un pic pe buze. Și gata, a intrat în piele. Bun. Mai departe și vreau să zic că ne apropiem de final. Trist. Am această cremă de ochi de la Essence cu cofeină. Uf. Și nu aplic foarte mult. Dacă ar vrea să pun focus pe degetul meu, nu vrea. Foarte puțin. Cam atât. Nu vrea. Cam atât. Mi-ați văzut acum că au crescut și unghiile foarte lungi. O încălzesc puțin așa. Între degete. Și o aplic. Asta chiar nu pot să fac în display-ul camerei. Masez așa ușor, ușor până intră în piele. Îmi place să aduc crema aceasta și pe ochi. Și gata. Și aceasta intră în piele. Nu știu ce să vă zic, dacă este bună sau nu. Nu pot să zic că am văzut o schimbare, ceva, o să-mi iau de la Revox oricum după ce voi termina crema aceasta, pentru că vreau să o termin, nu vreau să-mi cumpăr altceva și să-l las acolo, vreau să-mi iau de la Revox acela cu cafeină. Iar acum ultimul pas pe care îl voi face este să-mi aplic crema, evident, de la Elmitrant. E o cremă atât, dar atât de lejeră. Pe aceasta o încălzesc un pic în palme și am uitat să-mi aplic și pe gât un pic de acid hialuronic. O să-mi aplic imediat, pentru că și gâtul trebuie băgat în seamă, evident. Și priscelele le așezăm un pic și le dăm și pe ele cu cremă. Și cam gata. Cam aceasta este rutina mea de îngrijire a tenului seara. Sper că v-a ajutat așa cumva în momentul în care nu pot să zic că am fost as sau că sunt as. Pe mine, sincer, m-a ajutat să mă uit la clipurile fetelor de pe YouTube, să-mi dau seama ce produs trebuie folosit, cum trebuie folosit și v-am zis că nu sunt azi nici acum. Dar pe tenul meu funcționează ceea ce fac. Și cam atât. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un alt clip. Kisses! Bye, bye!